Because some things are just worth fighting for. Salut, salut! Sunt Crusader și revin cu meciul 2, aș putea să spun. Din clamorul celor de la Neurosoft, echipă românească. București, bineînțeles. Și cei de la Roxkiss, după cum vedeți, prin și anume Roxkiss Pomi. Seala l-am prezentat meciul trecut, o să dau o mică prezentare. A jucat în Rage, cum se vede, apoi în Infused Esports și acum în NRS, se pare. Este jucător de origine suedeză și cam atât o să spun despre el. De partea cealaltă îl avem pe Pomi, jucător rus. Vreau să precizez că line-up-ul celor de la Roxkiss este, cred eu, în proporție de 100% rusesc. Deci este și clanul rusesc la fel. Pomi, o prestație surprinzătoare de bună la Intel Extreme Masters recent, a fost, nu știu, cred că în Kiev s-a ținut, da, și a participat și la competiția, să spun așa, liga organizată de casterul român PET, unde a ieșit din grupe pe locul 2 sau 3, nu mai știu exact. Nu a ajuns foarte departe după aia, dar totuși o mențiune onorabilă, să spun așa. Harta este, nu știu exact ce este, dar e una nouă. Prin force field-urile acestea se poate merge, deci sunt pur și simplu force field-uri, să spun așa, estetice. Nu are vreun impact asupra jocului. Zenaga Tower-urile se pare că sunt niște... Nu pot să dau click pe ele, ba, așa. Sunt curios dacă e ca și pe... cum îi spune? Zenaga Fortress, da. Nu știu cât dintre voi știți mapa, dar e o abilitate foarte interesantă a mapei. Este o mapă de 3 jucători în mijloc, are un singur Zenaga Tower, iar după ce este activat, se autodistruge Zenaga-ul. Deci, o mare parte din joc, jucătorii nu vor beneficia de acel Zenaga. Și nu știu dacă e o idee bună sau nu neapărat. Ce mă gândesc eu e... Chestia cu autodistrugerea Zenaga-ului este cumva să-l ajute pe un jucător să vadă cizurile, să vadă rașurile dacă se întâmplă, sau pe celălalt jucător, evident, să-l oprească pe celălalt la scout să-i vadă rașul, iar apoi în late game să se joace mai mult bazat pe, să spun așa, pe scouting de mai multe unități, să ții mai multe unități pe hartă, nu numai una, să vezi o are mare, mai mult reminescent cu Brutor, dacă ați jucat. Vedem de partea lui Pomi un opening că aș putea să spun nu tocmai clasic, pentru că foarte multă lume acum începe cu un Forge Expand. Foarte rar este cazul unui astfel de One Gate Expand, care se pare că îl va face Pomi dacă nu cumva pune 3 gate-uri în spate și vrea să-l fărerească. Nu, este Expand până la urmă. Da, cum am spus, foarte rar. De obicei se începe cu Forge Expand pentru că și mapele se construiesc în așa fel, dacă ați urmărit de la Blizzard și de la creatori separați cum este mapa aceasta, ca să fie cât mai utile pentru un Forge Expand, pentru Nexus First, chiar urmat de Forge, bineînțeles. Cam mulți zenici pentru Seal aici și nu ar trebui să piardă stalkerul pe Mizelotul, este așa, mai de distracție el. Dar frumos micro din partea lui Pomi și cred că a ieșit un pic în față. Oricum, frumos, să zic așa, frumos agresivă din partea lui Pomi. Îi dă ceva probleme lui Seala și măcar îl face să facă ceva zeling, îl forțează să bage zeling. Dar vedeți, a minat numai 100 gaze Seala, deci ia numai speed-ul și apoi va trece în Hardcore Macro Mode. Acum are și ceva zenici pe hartă cât să respingă orice atac. Și curios, Pomi continuă cu un Robotics Facility, la fel un opening destul de ciudat, aș putea spune. Mai mult în match-up-ul de Protoss vs Zerg, nu știu, se merge pe un Expand, asta în cazul în care este un Forge Expand, spun. Se merge mai mult pe un stil de Stargate, prin care să obții map controlul, pentru că este foarte greu ca și Protoss să obții map controlul la început, împotriva Zergului mă refer, aproape imposibil, aș putea să spun.
Dacă, bineînțeles, Zergul se luptă și el pentru map control. Vedem seala cu un... un al treilea hatchery, spun standard. Nu aș putea să spun repede. Un al treilea hatchery repede ar fi probabil pe minutul undeva între 5 și 6. Dar vedem că nu este vorba. Și da, ori un Stargate Play, ori mai multe gate-uri. Pomii are foarte puține gate-uri, după cum vedeți doar două, și acest Robotics Facility. Coloș, direct coloș, wow. Da, sunt un pic surprins de jocul acesta și nu neapărat îmi place, pentru că întotdeauna am considerat niște coloșii ca fiind niște unități, să spun așa, mediocre, în cazul în care nu au upgrade-uri și suport. Când un colos ajunge undeva deja la 2-1 upgrades sau este bine sprijinit de Charge Rods și Blink Stalker sau în cazul de Protoss vs. Zerg de aceste Sentry-uri, este mult mai potent decât un colos așa gol, cum va avea Pomi. Chiar nu pot să înțeleg decizia deocamdată, dar vedem cum va decurge jocul. Nu își ia gazerile și nu arată încă un tech seala. Ba de-abia acum a pus Hydralisk Den-ul. Ok. Dar decizie cam proastă Hydralisk Den-ul, sincer, împotriva colosului. Este cam cea mai neoportună alegere pe care o poate face seala. Da. Dar, din fericire pentru pomii, cred că a văzut... nu cred că a văzut Hydralisk Den-ul, totuși, să urmăresc camera lui. Nu a văzut. A văzut că are Lair, dar cam atâta tot. A văzut a treia bază și a știe că ori trebuie să-și ia și el a treia bază sau trebuie să pună mult mai multe gate-uri. Încă stă pe două gate-uri și asta mă surprinde extraordinar de mult. M-ar mai trebui cel puțin vreo 3 gate-uri, sincer. Un 5 gate robo de pe două baze, Protossul poate să susțină acest lucru. Nu este nimic a ieși din comun. La upgrade-uri la fel nu stă foarte bine, deși are forja de ceva timp, nu a dat upgrade-uri. Seala de bea acum dă de plus unul care apace la Zenling, range-ul la Hydre și viteza roach-urilor și se pare că vrea să facă un roach Hydra timing acest seala. Nu știu cât de bine va merge cu coloșii lui Pomi, dar să nu uităm, cum a spus. Ok, retrag cuvintele, acum a pus în 2-4-5 gate-uri în plus, deci un total de 7 gate robo. Și da, este clar un atac de tip all-in din partea lui Pomi, nicio discuție despre asta. Din fericire pentru el, a văzut cam tot ce vrea să vadă seala cu acest Overseer, deci ar trebui să fie bine pregătit, ar trebui să arunce o spiră cât de curând, pentru că fără spire va fi foarte greu să respingă acești coloși cu sentry-uri, chiar dacă pare urmat așa, să spun cât de cât fragilă și slăbuță în acest moment. Cu sentry-urile acestea, cu full energy, într-adevăr poate să fie o forță foarte puternică, dar seala își împarte bine armata și va face un flank când va veni Pomi, când se va băga. Și da, Pomi nu știu de ce nu a așteptat aceste gate-uri, măcar una, două warping-uri din aceste gate-uri ca să aibă un buffer serios în fața coloșilor. Force field-uri cam oribile din partea lui Pomi. Chiar foarte prost, își putea să spun. Și se pare că totuși va câștiga. Nu cred că va câștiga atacul. Cu următorul lor prin se poate, pentru că coloșii aceștia au dat foarte mult damage. Cum vedeți, fiecare au 3-4 kill-uri. Roach-urile lui Sela se tot îngrămădesc și până la urmă nu ajung la coloși. Și cred că va câștiga până la urmă Pomi sau nu. Reinforcement-urile lui Sela sunt de ajuns încât să-l sperie pe acesta. Și, diferența de supply este cam imens acum. Și, exact despre asta vorbeam, nu știu de ce nu au așteptat Pomi mai multe unități în fața coloșilor. Pentru că s-a dus practic cu, să spun așa, 10 stalker, 4 sentry-uri și 2 coloși și force-urile lui au fost oribile. Nu-mi cer scuze că spun acest lucru, chiar au fost mai... mulți jucători pe care îi știu din Masters dau force-urile mai bune decât Pomi. În acest moment, nu vreau să spun că este un jucător prost pe ansamblu, dar în acest moment a jucat chiar destul de prost. Și acum seala se pare că nu vrea să-i lase nicio șansă să revină în joc. După cum vedeți pe bara de producție, doar
roaches sunt puse și probabil va încerca cât de curând un bast, deși nu știu cât de bine va reuși. Dacă pomii prinde niște fosilduri bune, are deja 4 sentry-uri și a warpat, s-ar putea să întoarcă un pic jocul. Nu este prea târziu, dar este foarte greu să revină joc, mai ales că pune și o spiră, își ia și una a patra, nu, de fapt își ia și un macro hatch seara, nu își ia un alt expand. Un pic surprins de asta, de obicei zergul cam așa se joacă foarte pasiv, foarte economic și cu map control grozav. În momentul în care ai văzut că adversarul tău părăsește baza, începi să faci unități și bineînțeles, dacă reușești să respingi atacul, atunci explodezi, îți mai încă vreo două hatcheriuri. Pentru că știi că următorul atac va fi întârziat din partea oponentului și până atunci vei avea suficient armată. Data aceasta, armata lui Pom este mult mai bine, să spun așa, construită. După cum vedeți, are 3 coloși și mai mulți zeloți. Nu știu de ce s-a oprit din... De ce n-a făcut coloși constant, pentru că... Wow, 10 coraptări pentru Seala. Exact, nu avea coraptări până acum Seala, dar să vedem atacul. Forsuduri cam bune de data aceasta, dar un pic cam târzii. Și wow, colosul nici măcar nu se bate, nici nu se luptă aici. Și Pomi se pare că se luptă, dar nu va fi de armata lui Seala va fi de ajuns încât să se respingă aici. Și când îi vor ieși coraptării, vor fi cam minutii, sincer. Latency, da, sigur, latency. Întotdeauna Pomi iese din joc fără să zică GG. Asta am observat la el. Niciodată nu a spus GG, întotdeauna găsește o scuză. Dar să nu îl critic prea mult pe rus, să-l felicit pe suedez. Un joc bine jucat și l-a citit perfect pe Pomi exact când ce a vrut să facă și când a vrut să facă. Și a răspuns corespunzător. Un pic cam târziu cu acești coraptori, dar a avut suficiente roach și hidre încât să... Suficient roach încât să tanchezi damage-ul și suficiente hidre încât să dea DPS-ul. Asta a fost meciul 2 din acest clamor. Să vedem ce jucători vor arunca Roxkis în următoarea bătălie. Până una alta, eu sunt Crusader și vă mulțumesc că ați urmărit și pe data viitoare. Play hard, GoPro!